Sindicaliștii Sanitas așteaptă să fie chemați la negocieri după protestele susținute împotriva măsurilor de austeritate luate de guvern. Până în momentul de față nu știm ce rezultat au avut protestele Federației Sanitas, numai că mișcarea a fost una națională de amploare, sigur în condițiile de pandemie, fără un număr mare de participanți. Rămâne să vedem zilele care urmează, dacă suntem solicitați la discuții la Ministerul Sănătății, la Ministerul Finanțelor, pentru că e vorba și de bani, și de ce nu chiar de la guvern, de către primul ministru Florin Cîțu. La Gorj, din declarațiile oficialilor, aproximativ 30% din personalul ce activează în domeniul sănătății primește lunar mai puțin de 2000 de lei. Suntem conștienți cu toții și suntem și responsabili. Este un an greu din punct de vedere economico-financiar, numai că părerea mea și a colegilor mei ca sindicaliști este că anul este la fel de dificil, dacă nu mult mai dificil, pentru salariați, pentru cei care au venituri foarte mici, decât pentru guvern. Ce înseamnă venituri foarte mici? Foarte aproape de salariul minim pe economie. Foarte aproape de salariul minim pe economie, undeva sub 2000 de lei pe lună. E vorba de muncitori, e vorba de personalul TESA, care au salarii destul de mici, este vorba de personalul din administrație și tot celălalt personal, altul decât medicul sanitar. Și aici în Gorj, cam vorbim de un număr de aproximație? Nu pot să dau un număr, dar ei reprezintă undeva cam la 30%, cu aproximație lejeră așa, cam 30% din total personal în sănătate. Cifra la nivel de forță de muncă în Gorj este mult mai mare, salariul minim pe economie fiind șablon pentru societățile care își desfășoară activitatea în județul nostru.